Jandarmii mehedințeni au participat în această perioadă la o campanie de donare de sânge destinată persoanelor care au nevoie de transfuzii sanguine sau care trec prin situații dificile. Nu este prima acțiune de acest gen la care forțele de ordine participă, neezitând să întindă o mână de ajutor atunci când este nevoie. Prin participarea la această activitate se dorește refacerea rezervelor sanguine, atât de necesare salvării de vieți omenești, cât și alăturarea de noi voluntari. De două zile, jandarmii mehedințeni au participat la o nouă acțiune de donare de sânge. Activitatea face parte din campania națională Donează sânge, salvează o viață, care este organizată de Jandarmeria Română în colaborare cu Patriarhia Română și se desfășoară în perioada 7-8 octombrie 2021. Nu este prima acțiune de acest gen la care jandarmii participă, conștienți fiind de faptul că simplul lor gest, acela de a dona, poate ajuta mai multe vieți aflate în suferință. Acțiunea face parte din cadrul campaniei inițiată de Jandarmeria Română în colaborare cu Patriarhia Română, intitulată Donează sânge, salvează o viață, care se desfășoară în această perioadă la nivel național.